Bună seara tuturor și iată-ne la un nou webinar, dar ar fi partea a doua, un webinar despre concepte deosebite de sănătate care poate să ajute medicii, da, stagiarii, terapeuții și liberi profesioniști, de ce nu, ca să-și poată îmbunătăți, bineînțeles, formele prin care ei lucrează, dar și mai mult ca să-și poată, să zic așa, readapta anumite concepte pe care ei le-au avut înainte și noi evoluăm și lumea evoluează și viața aceasta evoluează, atunci haideți ca să ne adaptăm lucrurilor care cu adevărat da, contează și ne ajută. Sunt Ancuța Chiorean, sunt psihonutriționist și îmi face o deosebită plăcere în această seară să prezint un concept ideal de sănătate pentru pacienți în 2023. Acest concept aș vrea din toată inima să-l vedeți ca o, să zic așa, ca o mănușă sau mai bine zis ca o scurtătură sau ca o rețetă sau ca un logaritm sau ca o formulă. Da? Iată, am făcut câteva sinonime legate de acest concept, deoarece visul meu a fost și este să beneficieze cât mai multe persoane de acest concept ideal, deoarece de 2 ani de zile de când lucrez cu acest concept, atât eu cât și clienții și echipa mea am avut niște rezultate fenomenale, iar aceste rezultate se pot vedea la mine pe YouTube, Ancuța Chiorean, unde o să vedeți persoane intervievate și care își vorbesc viața lor în acord cu ceea ce au practicat. După cum știm foarte, foarte bine cu toții, noi trăim astăzi o perioadă provocatoare, da, pentru Pământul, și anume observăm oboseală permanentă, da, la oameni, observăm stresul și lipsa somnului, doi factori care slăbesc imunitatea și, bineînțeles, observăm sensibilitatea crescută la infecții, virus, bacterii, da, care se manifestă prin răceli frecvente, infecții urinare, episoade frecvente de herpes, și, bineînțeles, vindecarea și cicatrizarea lentă a rănilor, toate acestea, practic, conduc oamenii spre o depresie, spre un loc în care ei se simt foarte, foarte, să zic așa, triști, descurajați, nefericiți. Foarte mulți pacienți încearcă să trateze fiecare boală în parte, da? Cu pastile pentru tensiune, unguente pentru varice, supozitoare pentru hemoroizi, geluri pentru osteocondroze și, desigur, analgezice peste analgezice. Și bineînțeles că ei, fără să știe, aruncă o grămadă de bănuți în farmacii, deoarece, practic, nu știu că există o singură cauză a tuturor bolilor și anume obstrucția vasculară. Și acest lucru ce spune că este necesar să ne curățim vasele de sânge, da? De colesterol, de trombi, de calcar. Și atunci, practic, dacă aceste persoane vor face acest lucru, ce se întâmplă? Sistemul imunitar întâlnește un antigen, învață totul despre el, da, luptă împotriva lui, iar la următorul atac al antigenului își va aminti informațiile dobândite și va reuși să-l învingă rapid. Atunci, dacă noi apelăm, da, la ceva special, și anume la un gen de concept pe care am să vi-l spun în ceea ce urmează, sistemul imunitar, da, polițiștii noștri ai organismului, da, vor avea foarte, foarte puțin de luptat împotriva factorilor patogeni, pentru că la drept vorbind, este important acest rol de apărare în a ne menține sănătatea organismului în cadrul raporturilor sale multiple cu mediul înconjurător, unde este supus în continuul, da, factorilor, influențelor externe. Și, bineînțeles, ce face sistemul imunitar? Caută să îndepărteze sau să distrugă, cu alte cuvinte, corpurile nesănătoase sau nefavorabile sănătății. Acum,
Ce este extrem de important să știm cu acest aspect? Care este know-how-ul? Adică, cum să știm, da? Acest concept pentru 2023, cum ar fi, care este cel mai ideal concept? Și atunci, bineînțeles, pentru noi este cât mai simplu să fie, da? Pentru că dacă avem un concept simplu, avem și mai multă libertate, da? Sau freedom în limba engleză. Ce ar putea ajuta un terapeut în munca cu clienții? Disciplina este un fel de iubire de sine și atunci vrem ca acest lucru să poată să intervină. Obiceiurile zilnice stagnează progresul și implicit sănătatea și, bineînțeles, decizia și hotărârea este factorul cheie ce aduce rezultate. Iar noi aici, pe acest punct, accentuăm. Acum, cum putem noi ca și medici terapeuți să acționăm? Absolut printr-o argumentare științifică, da? Pentru că argumentele științifice sunt cele care susțin baza și conceptul nostru, astfel încât putem să stăm cu fruntea sus înaintea oricărei personalități, da? Pentru că acest lucru fluidizează da, informația noastră ca fiind o informație adevărată. Iar avem practic în cartea lui Pongăr și Pop, da, care ei au descoperit tainele ritmului circadian al corpului. Organismul este programat genetic să trăiască 120 de ani, susțin gerontologii. Cu toate acestea, doar 1% din populație atinge vârsta de 100 de ani. Procesul de îmbătrânire celulară, deși începe imediat după naștere, se accelerează după vârsta de 30 de ani. Potrivit cercetătorilor, factorii genetici contribuie la acest proces doar în proporție de 25%. În rest, cea mai mare influență o are stilul de viață dezordonat. Dereglarea activității genei care imprimă ritmul organismului poate provoca depresie, potrivit cercetătorilor americani de la Universitatea din Ohio. Tocmai de aceea sunt foarte importante pentru noi aceste informații ca să le folosim în avantajul nostru și mai ales în ritmul biologic al organelor noastre. Și în acest sens, da, corpul se autoreglează. Da? Acest ritm circadian este vital dacă noi îl aplicăm, iar acest concept de sănătate pe care noi îl avem este un concept special în care noi dimineața, da, în loc să luăm micul dejun, ne hidratăm și între orele 7 și 9, bineînțeles până la ora 11, depinde de ce oră ne trezim, unde organele digestive, cum vedeți aici, practic, da, vedeți aici colonul, stomacul, pancreasul, da, și splina, între aceste ore, între 5 și 11, aceste organe au nevoie de o spălare internă în fiecare dimineață. Deci, iată, acest concept, noi ne dorim ca să-l aplicăm în această comunitate și vă spun că de 2 ani de când lucrez am avut niște experiențe ieșite din comun, prin faptul că toți clienții și toată comunitatea au aplicat da, acest concept minunat și nu au mâncat în acest interval orar decât s-au hidratat cu o apă bună și aici este foarte important ce fel de apă, unde o să ajungem în cele ce urmează. Acum, ce este extrem de important, potrivit cărții Să trăiești sănătos fără toxine, un alt argument științific de Robert Morse, 5 factori, da, extrem de vitali, urmează, da, dacă noi ne dorim cu adevărat să renaștem. Bineînțeles, apa, H2O, că practic este hidratarea, gândirea pozitivă, curățările sau detoxul, postul intermitent și sport. Aceste 5 lucruri noi aici le aplicăm. Tot așa la mine pe YouTube le aveți toate frumos explicate într-un serial, astfel încât să începem o zi plină de energie și plină de vigoare și blagă. Acum,
Haideți să vedem de ce nu este băubilă apa. Și aici am adus mai multe argumente în acest sens și aș vrea ca să vi le arăt în cele ce urmează, și anume că apa potabilă este inodoră, incoloră, fără gust, fără toxine și microorganisme. Dacă apa consumată nu este pură și conține minerale și toxine, acestea ajung la nivel celular și împiedică buna funcționare a acestora, provocând acnee sau îmbolnăviri mult mai grave. Și aici este extrem de important, da, ca să vedeți un argument științific extrem de vital, da? O secundă, că nu, acesta este slide-ul. Vă arăt imediat acest slide extrem de important despre apă, deoarece este bine ca noi să știm foarte, foarte corect totul despre apa pe care noi o consumăm, deoarece este viața noastră și dacă noi nu știm acest aspect, avem o carență. De ce? Pentru că suntem peste 70% suntem apă și din acest moment conștientizarea a trebuit să survină. Și iată, poluarea apelor are o istorie în care putem oarecumva distinge faza succesivă de percepția problemelor. Doar o să punctez câteva lucruri, da, pentru că le-am cercetat, le-am integrat și le-am aplicat. Doar ca și idee, da, în anii 50, principala teamă sau temă de îngrijorare a fost căderea oxigenului. În anii 60 s-a adăugat eutrofizarea, în anii 70 s-au adăugat metalele grele, în anii 80 acidifierea, nitrații și micropoluanții organici, în anii 90 au practic ei s-au concentrat puternic pe degradarea apelor subterane. Aceste faze nu sunt faze de poluare, ci de conștientizare publică succesivă a diverselor aspecte, da? Și ar fi evident de dorit ca în problemele de ape să existe perceperi complete și corecte și nu doar pe bucăți, abordări globale, integrate, proactive și nu mode sau abordări reactive și sectoriale. Și, practic, au intervenit în ape agenți patogeni, da, boli virale, bacteriene și parazitare. Mai mult decât atât, suspensiile în râuri și lacuri, pe lângă efectele proprii, da, colmatări, turbiditate, sunt un transportator major de poluanți în corpul nostru. Apoi, eutrofizarea a fost prezentată în capitolul apă și biosferă și va fi reluat în fascicul apele de suprafață. Iarăși ne-au afectat. Nitrații pot afecta a noastră sănătate și sunt o mare problemă generată mai ales de agricultură. Da? Apoi, salinitatea apei, metalele grele care sunt în apă, micropoluanții. Toate aceste lucruri, da, fac ca noi, da, să avem grijă tot ceea ce ingerăm în corpul nostru, tot ceea ce noi practic adăugăm în corpul nostru. Și de aceea cartea, da, Să trăim sănătos fără toxine de Robert Morse este extrem de vitală. Eu o și citesc pentru comunitate fiecare capitol și în capitolul 7, acolo practic sunt rețete foarte, foarte la concret, unde prin acest aspect extrem de vital, oamenii pot să intervină în viața lor astfel încât să poată să își schimbe stilul de viață. Și acest capitol, da, pune accentul pe, o să ajung și acolo la nutriție, cum se combină corect alimentele și ce să mâncăm ca noi să putem să avem un corp sănătos. Acum, dacă am discutat despre apă, ceea ce a fost extrem de important, acest subiect, haideți să vedem ce factori sunt mai departe implicați în acest aspect și voi continua ca să explic aici, da. Iarăși un lucru foarte important și anume
5% din greutatea corpului nostru este, conform cărții lui Robert Morse și a ritmului circadian al corpului, sunt de dorit, cu alte cuvinte, ca noi să putem să ne focusăm ziua pe a ne hidrata. Bineînțeles că această 5% din greutatea corpului depinde de starea de sănătate a fiecărei persoană și acest lucru este de dorit să se aplice între 7 și 10 zile cu o apă, așa cum am spus, o apă pură, o apă curată, o apă H2O, pe care, da, sunt foarte nerăbdătoare ca să vă arăt. Și, bineînțeles, schimbarea mentalității despre boală transformă stilul de viață și, practic, această apă, în doar aceste zile, se poate observa tensiunea cum scade, o să se vadă îmbunătățiri în ceea ce privește vascularizația corpului, dar picioarele nu mai sunt reci, automat se, practic științific, până la 50 de ani acumulăm pe artere 50 de kilograme de colesterol. În momentul în care noi adoptăm această hidratare, ceea ce nu o aplică poate nimeni încă și vrem să îi ajutăm pe medicii și pe terapeuții cu care lucrăm să aplice, acest subiect este extrem de vital, deoarece în doar 7-10 zile se vede o îmbunătățire substanțială, chiar grozavă. Unii chiar au dat jos 10 kg, doar că au adoptat acest nou concept de hidratare și apoi au urmat, bineînțeles, foarte, foarte multe detalii pe care am să vi le spun în mare în ce ne urmează. Și ce s-a întâmplat, de fapt? Respirația urât-mirositoare a dispărut ca prin minune, alergiile, iritațiile și roșiața pielii, răcelile frecvente, durerile în gât, congestii nazale, oboseala, cea mai importantă, să zic așa, a dispărut în 3 zile, durerile de cap, constipația, da? Durerile articulare sau musculatura, ca prin minune n-au mai avut dureri persoanele, n-am mai luat analgezice, nervozitatea, insomnia, tulburările, toate acestea au dispărut. Și ce este foarte important, un om pierde între 700 și 1 litru și jumătate de lichid de prin urină pe parcursul la 24 de ore, de aceea noi trebuie să suplimentăm această apă și majoritatea oamenilor funcționează cu deficit lichidian. Când avem o durere de cap, nas înfundat, gură uscată, uneori tuse uscată și iritativă, amețeli, constipație, hipotensiune, stare de mâneceală, înseamnă că avem nevoie de apă. Iar Robert Morse spunea, nu ești bolnav, îți este sete. Mai departe, Robert Morse sublinia aici, într-un mod deosebit, în capitolul 4, cauza tuturor bolilor este mediul acid în corp. Iar noi adoptăm o metodă neinvazivă de detoxifiere a organelor și sistemelor pe organe, fără reacții secundare, da? Mai mult decât atât, reacțiile adverse la produsele alimentare produc și ele acidoza și foarte mulți, da, agenți care, cu care noi intrăm în contact. De aceea, aici putem să observăm ficatul gras, un ficat sănătos, iar noi când adoptăm acest detox, ficatul nostru devine la normal, pentru că este foarte logic să curățim corpul pe interior, cum îl facem la exterior, și acest pas implică să-l curățim filtrul nostru cel mai de preț din corp, și anume ficatul gras. Apoi, deparazitarea. Bineînțeles că nu s-a adoptat acest stil, acest concept, eu practic n-am auzit, deși sunt de 20 de ani pe piață utilizând și urmărind aceste concepte, să zic așa, care să-ți producă regenerarea, reîntinerirea celulară. Am făcut deparazitarea, anul trecut 4 deparazitări am efectuat, poate nu 5. Și vreau să vă spun că, practic, corpul nostru sau corpul meu, mintea mea, pielea s-a schimbat vizibil, eliminând acești intruși care, practic, sunt de zeci de ani în corpul nostru și fac ravagii.
Și mai mult decât atât, între 2 kg și jumătate și 11 kg de reziduri până la 50 de ani se acumulează în corpul nostru, da? Statistic spun cercetătorii, iar acest lucru produce de la 40-50 de ani deja încep bolile să se instaleze. Ei, odată când noi curățim colonul, care este al doilea creier, automat noi vedem o stare vizibilă de schimbare, o îmbunătățire substanțială în corpul nostru. Și de aici, bineînțeles, colonul iritabil se poate rezolva dacă noi dăm curs acestui proces. Apoi, nutriția și asimilarea celulară este iarăși un subiect extrem de vital, extrem de important și totul începe cu masticația corectă. Oamenii astăzi mănâncă pe fugă, beau pe fugă, totul fac pe fugă, iar în momentul în care noi n-am mestecat mâncarea, de acolo, din bolul alimentar, încep deja patologiile să se scurgă în organismul nostru. Iar respectarea ritmului circadian al corpului, și anume spălând corpul dimineața, apoi combinarea corectă a alimentelor și acceptând sau implementând acest concept nutrițional pe care Robert Morse l-a scris în cartea sa, și anume să avem cât mai multă hrană vie, 60% și 40% hrană, să zic așa, procesată iarna, iar vara 20% să fie hrana procesată și 80% să fie hrana vie, vom avea, practic, așa cum spune Hipocrate, din hrana noastră facem medicament și din medicament facem o hrană, normal că veți fi schimbați și se va schimba corpul nostru. Bineînțeles că sunt deficite cu urmări foarte grave în urma afecțiunilor alimentare necorespunzătoare, da? La creier, lipsa electroliților afectează sistemul nervos, gândirea și reflexele sunt încetinite, părul, la fel, foliculii nu mai funcționează normal, de aceea vedem așa cum vedem la scară mondială chelii și probleme cu părul, sângele, da, anemia se dezvoltă deoarece aportul de fer este prea scăzut, inima, mușchii inimii slăbesc, bătăile inimii se răresc, da, și vin aceste probleme cu presiunea sângelui, pielea se deshidratează, se descoamează și malnutriția fac pielea uscată și unghiile fragile. Rinichii, practic, ei se deshidratează și malnutriția cresc riscul ca rinichii să nu își mai îndeplinească funcțiile. Intestinele, practic, din cauza nehidratării și a combinației corecte a alimentelor, fac ca motilitatea intestinală să fie încetinită și scade capacitatea de absorpție a intestinelor, da? Pentru că acolo noi, de acolo, practic, sistemul digestiv este motorul nostru, da? Iar dacă acest motor nu funcționează, ce facem la o mașină? Ori schimbăm motorul, ori vindem mașina, da? Dar noi vrem să îmbunătățim acest motor, că se poate, dacă nu avem boli foarte grave, când deja intervenția aceasta este un pic cam târzie. Apoi, hormonii, ciclul menstrual se oprește pe măsură ce ovarele nu mai produc hormon reproducător și, bineînțeles, mușchii, articulațiile și oasele suferă și ele, mușchii seletici se atrofiază, oasele și articulațiile devin fragile. Protecția corpului automat intervine aici, noi putem să mărim valoarea antioxidanților prin sucurile care noi le avem aici, aplicând acest program zilnic și avem la capitolul 8 pe care l-am înregistrat, avem rețetele, cum să combinăm sucurile corecte, să avem enzime, să ne ferim de radiații electromagnetice, de cosmetice, să citim etichetele de pe fiecare produs care îl cumpărăm, pentru că el se asimilează prin piele, să ne ferim de fast food-uri, da, de hrana procesată și, bineînțeles, să creăm astfel încât aceste antibiotice să fie cât mai mult naturale și avem, har Domnului, foarte multe. În concluzie, nu mai lucrăm cu bolnavi pentru că nu o să mai fim bolnavi, nu convingem pe nimeni, practica generează rezultate în 7 zile, oferim un schimb de experiență, consiliere pas cu pas,
Și, bineînțeles, rezultatele se văd în 7-10 zile. Ce avem nevoie? Avem nevoie de niște unelte cu care să testăm apa. În momentul în care aceste unelte le avem în posesia noastră, vom avea o garanție de 200, bineînțeles, este o garanție foarte, foarte mare, deoarece acest aspect, da, ajută fiecare persoană să conștientizeze ce apă bea, că prima dată noi avem nevoie să ne hidratăm. Noi suntem peste 70% apă, iar creierul nostru este peste 90% apă. Atunci este foarte important pentru noi, da, să avem o apă băubilă. Iar această apă băubilă o putem avea doar testând apa care deja noi o avem în posesie, fie de la robinet, fie de la un filtru, fie de la magazin. Da? Și avem două unelte importante, și anume de desmetru și electrolizorul, care sunt foarte ieftine, este bine așa cum avem în casă un termometru să ne luăm febra, să avem și aceste unelte, deoarece vrem să ingerăm o apă vie, o apă vindecătoare, prin care să vedem rezultate între 7 și 10 zile. De moment mă opresc, să vedem dacă sunt unele întrebări. Mă bucur foarte mult, doamna Alina, Daniela, că rezonați cu ceea ce eu am discutat. Însă, aș vrea tare mult să vă întreb ceva, pentru că vreau să vă ofer o surpriză. Și anume, ce ați spune dumneavoastră dacă noi v-am ajuta această comunitate astfel încât clienții sau pacienții dumneavoastră să facă un curs de 4 zile cu noi gratuit, 4 zile, seara, în care ei să vadă și să învețe, da? Măi, ce înseamnă să mă hidratez? Că ei, da, toată lumea știe să bem 2 litri de apă, dar ei, știți ce înțeleg ei? Apă, mai beau și o bere, mai mănânc și supă și ei calculează aceste lichide în acești 2 litri de apă, știți? Iar noi ce facem? Eu le spun foarte clar, să fie cel puțin 2 litri de apă și celelalte să fie eventual peste cantitatea asta de 2 litri. Deci le explic lucrul ăsta, că trebuie să bea cel puțin 2 litri de apă. Da. Nu cafea, nu sucuri, nu ciorbe, supe și alte. Alea sunt, dacă vor, peste. Le spun și că, virgulă, cafeaua este diuretică și că trebuie să se hidrateze după ce beau cafea, pentru că crește diureza și ei pierd apă și electroliți. Da. Deci le explic lucrurile astea, da. Da, însă, ca să vă fie dumneavoastră mai ușor și să aveți rezultatele așa remarcabile, noi avem un curs de 4 zile în care clienții dumneavoastră, dumneavoastră nu aveți timp să stați cu fiecare în parte, că nu aveți când. Nu. Și, înțelegeți, noi, da, ne ocupăm de clienții dumneavoastră, iar ei vor merge la dumneavoastră și atunci, practic, o să aveți niște clienți fericiți, niște clienți care o să vă recomande la alți clienți, pentru că le-ați oferit această posibilitate ca ei să facă un maraton de 4 zile. Și noi vrem să vă dăm acest lucru cadou. Deci, practic, acesta este motorul acestor webinarii. Să ajutăm medicii care sunt atât de ocupați și de stresați, pentru că munca este o responsabilitate enormă. Ai viața omului în mâna ta, ca și doctor. Și hai că îți vine unul lunea, că începe săptămâna, îți vine unul și 1, 2, 3, 4, 5 e fain, dar după aia vine marți, vine miercuri, vine joi, efectiv intervine burnout-ul. Și atunci noi ce facem ca și persoane care dorim pe plan global și nu numai să extindem acest concept, să ajutăm medicii, terapeuții, stagiarii cu acest maraton de 4 zile ca să educăm clienții, că ei nu sunt educați. Asta la școală, practic, nu ne-au învățat cum să mâncăm, ce să mâncăm, cum să curățim corpul pe interior ca la exterior, cum să ne hidratăm corect. La școală nu ne-au învățat. Și atunci, noi în 4 zile, asta facem. Vrem să vă dăruim o premieră, cum era mai de mult, vă amintiți, premieră pe țară filmul Dallas, pe vremuri era, da? Vrem să facem o premieră și să ajutăm
medicii, terapeuții, astfel încât lor să le fie mult mai ușor să integreze și să lucreze cu pacienții și cu clienții, pentru că dumneavoastră o să recomand, atât este cursul ăsta, este gratuit, nu plătești nimic, dar du-te și vorbim după 4 zile cum îți poți tu schimba stilul de viață, pentru că oamenii nu știu, aud teoria, pentru că la televizor este reclamă, să ne ferim de zahăr, grăsimi și mai știu eu ce, dulciuri, da? Că nu prea le ascult pentru că, mă rog, sunt așa cum sunt și mă feresc de aceste lucruri, însă oamenii aud aceste lucruri și nu le înțeleg. No, dar cum să mă feresc? Că nu m-a învățat nimeni. Și atunci, noi aici avem 4 zile, bineînțeles că asta este o săptămână, dar ei, dacă le place, pot să mai participe, pentru că va fi diferit în fiecare săptămână. Și atunci, dumneavoastră, o să aveți mult mai puțin de lucru, pentru că le recomandați acest maraton, bineînțeles că cine vrea, că nu toți vor vrea. Știți cum este? Mulți au un salat de victimă și nu vrem să ne focusăm pe partea asta, că o știm psihologic vorbind, o știți foarte bine. Și nici nu vrem să fim salvatori, pentru că după aceea devenim agresorilor, știți că vrem să le salvăm. Nu, noi le oferim această posibilitate, astfel încât starea lor să fie foarte, foarte bine îmbunătățită. De aceea m-aș bucura foarte mult să acceptați darul nostru, ca să puteți să lucrați mult mai în forță, să devină viral acolo în Câmpia Purzii Mari, că suntem vecini, da? Și să fie toți fericiți, că uite, mă simt extrem de bine cum că am început să mă hidratez corect. Și asta îmi doresc foarte, foarte mult. Nu mai aveți microfonul închis și nu v-am auzit. Da. Da, sigur. Sunt de acord. Să-mi dați seama, nu, de mai... Da, discutăm. Cum va fi, ceva, da. Să știu să pot să le spun la oameni. Bine, sigur că da. Acum, avem un terapeut în sală care a aplicat acest maraton și, bineînțeles, să știți că nu, nici el a fost foarte, foarte sceptic, dar nu vreau ca să vorbesc eu, pentru că vreau să-l las pe el să vorbească. Cristian Băniță, bine ai venit alături de noi. Bine v-am găsit, Ancuța, și bună seara invitațiilor. Mă bucur că avem și medici printre noi. Suntem onorați să vă întâlnim și să vă auzim. Ce vreau să spun este că, înainte de a mă prezenta, este că importanța medicilor în aceste terapii și mai ales în acest concept de sănătate dă o credibilitate mult mai mare și putem să ajutăm mult mai mulți oameni. De aceea suntem în căutarea acestor oameni dedicați pentru oameni prin dăruire. Despre mine, ca să puteți să mă cunoașteți, să știți de ce sunt în această seară, sunt terapeut osteopat și naturopat și ceea ce fac prin acest concept de sănătate este să ajut cât mai mulți oameni să-și recapete sănătatea și mai ales să scape de dureri. Dar importanța acestor întâlniri pe care Ancuța le organizează sunt pentru a vă da, să vă dați seama de ce este important ca un terapeut sau un medic să-și diversifice puțin activitatea. Și dacă o să vă întreb, o întreb pe doamna doctor, câți pacienți poate să, de câți pacienți poate să se ocupe într-o zi, o să-mi spună un număr de peste 20, dacă acordă 15 minute, 20 minute unui pacient, cam atât poate să le ofere ca și timp, iar informația este foarte puțină. Ceea ce facem noi în aceste cursuri de sănătate este să aducem claritate oamenilor cum să aplice, să pună în practică tot ce află în aceste cursuri de sănătate. Și de aceea este important mediul online în ziua de astăzi, pentru că dacă la cabinet poți să ai un număr limitat de pacienți, în mediul online poți să ai chiar mii de oameni cu care poți să lucrezi și să le oferi valoare. Iar în ziua de astăzi, tehnologia și internetul au devenit o parte
integrantă a vieții noastre, da? Toată lumea folosește tot felul de mijloace ca să comunice. Și din ce în ce mai multe persoane utilizează mediul online pentru a găsi informații, pentru a comunica și a interacționa cu alții. În acest context, această activitate a unui terapeut sau unui medic în mediul online devine tot mai importantă. De ce vă spun asta? Pentru că un terapeut care are o prezență online activă, da, și bineînțeles și medicii, poate ajuta la promovarea serviciilor sale și la creșterea vizibilității sale în rândul potențialilor clienți. Da? Așa poate să ajute mult mai mulți oameni. În concluzie, activitatea unui terapeut sau medic în mediul online poate fi atât de foarte mare ajutor persoanelor care caută informații despre sănătatea și cum să-și refacă sănătatea și mai ales cum mă privește în domeniul meu, să scape de dureri. Da, acum, da. Bineînțeles că teoria ca teoria, știi cum e, Cristi, noi vrem să ne focusăm pe practică, că no, teoria știm toți, că am făcut facultăți și am învățat la urmă, dar la urma urmei. Însă, ce te-a determinat pe tine să aplici acest concept? Ce n-ai știut tu că trebuie ca să te hidratezi sau ce n-ai știut la lucrul acesta? Bineînțeles că am căutat întotdeauna formule și mai ales metode de a ajuta persoanele care vin la mine și în primul rând să scape de dureri, iar înțelegerea importanței eliminării durerilor și refacerii sănătății prin curățarea organismului de toxine și eliminarea substanțelor dăunătoare poate aduce o bună sănătate și toate acestea încep prin a curăța corpul și să-l hrănești inteligent. Știm cu toții că, din păcate, în lumea noastră modernă suntem expuși la o mulțime de toxine și substanțe dăunătoare care, acumulate în corpul nostru, pot provoca dureri și probleme de sănătate, nu? De aceea este important să luăm măsuri pentru a curăța organismul de aceste toxine și pentru a ne hrăni în mod corespunzător. Și toate acestea o să le aflați în cursul de sănătate pe care noi le organizăm. Un terapeut sau un medic care folosește metode de curățare a organismului, cum ar fi hidratarea, curățarea intestinului, a ficatului, deparazitarea și nutriția țintită, dar și inteligentă, poate ajuta la eliminarea durerilor și la refacerea sănătății pacienților. Iar prin aceste metode care sunt deja concepute, da? Noi deja lucrăm cu ele, pot ajuta organismul să elimine aceste toxine și alte substanțe nocive care provoacă aceste dureri, inflamații și alte probleme de sănătate. Da? Nu mai le iau pe fiecare în parte despre hidratare, deparazitare, pentru că este multă informație și trebuie să le sedimentați în mintea voastră și neapărat să le puneți în practică pas cu pas, dar și îndrumați de o persoană care a trecut prin acest proces și are experiența și cunoaște foarte bine rezultatele pe care le-a simțit pe el, da? Pe corpul lui mai întâi. Acum, întotdeauna ca medici și terapeuți, cred că cel mai bine ar fi să-l testăm pe noi, da? Să fim noi cu ai noștri și după aceea să-l dăm celorlalți. Da, bun. Acum, Cristi, hai practic, da? Te iau acum practic. Ce faci tu, de exemplu, când vine cineva la tine în cabinet? Primul lucru ce faci? Păi, în primul rând, eu mi-am diversificat cumva partea aceasta de lucru și ca să câștig cât mai mult timp, îi trimit în primul rând un chestionar de sănătate înainte de a ajunge la mine la cabinet, să știu deja cu ce probleme se confruntă. Iar atunci când vine la cabinet, vine cu apa pe care o consumă acasă și să vadă exact de ce majoritatea problemelor de sănătate, cam un procent de 50% apar datorită unei ape care nu este corespunzător folosită și conține foarte multe minerale anorganice care acestea se depun în corpul nostru și organismul să scape de ele. Deci asta este primul pas.
Bun, și ok, primul pas. Și omul, când tu îi testezi apa, să vadă practic și el, eu îi faci testul pe loc sau cum procedezi? Da, la cabinet îi fac testul pe loc. În mediul online îi arăt materialele înregistrate sau chiar îi fac demonstrația online. Dacă poate să îmi permite și locul în care mă aflu, pentru că eu mă prind de colo-colo, nu stau într-un singur loc. Ok, și dacă, de exemplu, omul are o apă cu rezidu foarte mare, tu o să-i administrezi acest tratament sau nu? Ce faci? Nu. Mai întâi trebuie să mă asigur că este hidratat corespunzător. Și noi avem și un program de hidratare, ca un ritual dimineața pe care și în timpul zilei, noi numim program de hidratare și program zilnic, în care se aplică modul de a bea apa când și cum și bineînțeles când trebuie să se hrănească, pentru că și hrana aceasta ne oferă nutrienții necesari. Mă asigur mai întâi că are apă curată și știe cum și cât și când să o bea. Deci înseamnă că nu îi faci în momentul în care vine la tine și vezi că apa lui nu este ok. Nu, m-am confruntat deseori și știu foarte bine în experiență. Mai bine lucrez, aplic o terapie manuală, chiar un simplu masaj pe un corp bine hidratat decât pe unul care are un țesut foarte rigid și nehidratat corespunzător. Și ce spune dragul de client când tu îl trimiți la plimbare și spui: stimate domn, nu pot pentru că nu sunteți hidratați sau nu aveți apă bună. El ce zice? Păi, în primul rând, îl întreb prima întrebare, de ce a venit spre mine? Ce vrea el să descopere la mine și ce vrea să rezolve? Păi, da, oamenii vin datorită durerilor în prima parte, da? Că știți foarte bine că durerea este cel mai bun medic. Dacă n-ar fi durerea, n-ar mai veni nimeni la cabinetele noastre. În al doilea rând, îl întreb dacă vrea să elimine și să renunțe la cel îmbolnăvit. Iar unii înțeleg, unii nu înțeleg și trebuie să le explic acest aspect. Iar pașii aceștia de a elimina cauza, nu efectul, da? Mulți oameni înțeleg, alții nu. Și bineînțeles că am acum prilejul și am posibilitatea să aleg cu cine lucrez și de aceea nu mai lucrez cu oameni bolnavi, doar cu cei care sunt determinați și hotărâți să schimbe ceva în viața lor și să fie bine mult mai mulți ani, nu să revină la cabinet datorită unor simptome care apar pentru că n-au eliminat cauza. M-am făcut înțeles, nu că v-am tot dus așa între. Da, bineînțeles, corect. Noi vrem practic aici, nu vrem teorie, că teorie da. Toată lumea are și este plin podul acum de 10 ani de teorie. Noi vrem practic. Acum, ultima întrebare, Cristi. Ce rezultate ai obținut tu în urma recomandării acestui concept pe care noi îl efectuăm, și anume să testăm apa și să vedem când și cum o bem? Ce rezultate ai obținut? Referitor la apă, am testat o varietate de ape și de la robinet și ape plate. Bineînțeles cu pacienții mei, care foarte mulți au fost de față și și-au dat seama prin schimbarea apei că li s-a îmbunătățit condiția de viață. Vă dau un singur exemplu ca să vă dați seama, da? De o pacientă care avea artrite, da? Degetele inflamate și nu putea să le miște, da? Erau foarte, foarte mult blocate. Ea consuma o apă cam de 15-20 de ani, nu mi-a spus exact de cât timp, nu mai ține aminte, dintr-o fântână din curtea ei. Iar la testarea apei, această apă avea o substanță dizolvată în apă în valoare de 730 de ppm, adică particule pe milion. Iar la experimentul acela cu electroliza, ca să vadă exact ce se află în apa, în apa aceea, aceasta a fiert imediat și s-a negrit instant. Vă dați seama că
Deci apa aceea nu mai era nici măcar 5%, 5% purificată, adică să rămână pe fundul paharului prin testare curată, nimic, era foarte, foarte puțin, un 5, maxim 10%. Vă dați seama că acumularea aceasta de minerale la nivelul organismului a făcut ca aceste articulații mici, da, să se blocheze. În numai 3 săptămâni de a schimbat apa și a băut apă purificată cu acest program de zilnic, da, a ajuns la mine și cânta la pian. Da, degetele lui se mișcau foarte, foarte ușor. Și bineînțeles și durerile acelea și blocajele la nivelul degetelor s-au eliminat. Deci ce concluzie și ce pot eu să vă mai spun mai mult decât în această întâmplare, doar că a schimbat apa. Este evidentă. Da. Bineînțeles că sunt foarte multe rezultate. Nu avem cuvinte, nici păr, deci pe cap. Eu cam am părul foarte des. Dar să știți că sunt foarte multe rezultatele și în fiecare joi seara sunt emisiuni în care vedeți persoane diferite și la mine pe YouTube, da, care le-am intervievat și le intervievăm, sunt diferite în fiecare săptămână, care vin cu niște rezultate ieșite din comun. Bine! Da. Noi le avem înregistrate, sunt persoane care au probleme cardiovasculare, chiar cu stand-uri și bypass-uri în zona inimii. Și acum trăiesc bine, mersi, în urma acestui program de sănătate, acestui concept de sănătate, și nu mai apelează la medicamente. Da? Deci tensiunea arterială a dispărut. Și chiar, bine, a fost alegerea lor. Noi am stat alături de ei și i-am monitorizat. Și au măsurat tensiunea arterială. Cei care au avut diabet au măsurat-o în fiecare zi, ca să știm exact cum evoluează situația lor. Altă persoană care are o vârstă de până în 35 de ani, i-a revenit vederea. Da? Alții au scăpat de steatozele hepatice, iar analizele lor sunt foarte bune. Da? Persoane care sunt la 50-60 de ani au analizele ca unui om la 30-40 de ani. Da, deci sunt foarte multe rezultate și asta dăm decât să te încurajeze să continui ceea ce faci. Pentru că vezi cu ochii tăi și oamenii îți povestesc, te sună, sunt entuziasmați, bucuroși, îți mulțumesc, n-au cuvinte să-ți mulțumească. Și asta nu face decât să te bucure. Da? Oameni care au fost supraponderali și au folosit fel și fel de metode ca să slăbească, da? Și acum au scăzut în greutate. Da, în 10 zile. Aceste metode de a scăpa în greutate, să-ți recurgi la inel, la stomac sau să-l tai, da? Dacă nu ai un stil de viață sănătos, atent, problemele revin. Absolut. Da? Mulțumim. Trebuie să scurezi organismul și toate problemele tale de sănătate dispar, pentru că elimini cauza, da? Nu doar efectul. Mulțumim tare frumos, Cristi, dragă, și bineînțeles te așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi și alți terapeuți, sunteți bineveniți, cei care doriți să adoptați acest concept de sănătate și să dați și altora aceste valori, pentru că dacă noi dăruim, vom primi de zeci de mii de ori mai mult, chiar dacă pe moment nu se vede, nu există în acest univers nicio lege care să spună că dacă tu stai, da, și aștepți doar să ți se ofere să primești ceva. Nu, numai dacă dăruiești, vei primi de zeci de mii de ori înapoi. Cine nu dăruiește, nu are, deci practic nu primește. Este așa o rimă, da, și o rimă. Da. Cine nu dăruiește, nu primește. Da, celor care vor să afle mai multe informații sau să îmi pună chiar mie întrebări, poate să mă găsească pe platforme de social media, pe Baniță Cristian puteți să mă căutați, sau terapeut osteopat Baniță Cristian. Am și un grup special creat pentru medicii și terapeuții care vor să aleagă această oportunitate de a ajuta mult mai multe persoane în mediul acesta online și pot să-i ajut să-și diversifice
metoda de lucru și să o facă nu numai dintr-un cabinet, și oriunde se găsesc în acel moment. Online, online. Pe glob. Exact. De fapt, da. Asta ne și dorim, da, să ajungem peste tot, nu numai în România, dar asta dacă noi dăruim, dacă noi avem acest spirit minunat de bunăvoință, de generozitate, da, prin care oferim bunătatea și valorile noastre, studiile noastre și tot ce am cercetat și am învățat în zeci de ani. Mulțumim tare frumos, Cristian Văniță! Cu drag și eu mulțumesc! Da, acesta a fost webinarul din această seară. Toți cei care doriți să știți mai multe lucruri despre tot ceea ce am discutat, da, aveți webinarul pe YouTube unde puteți să reascultați și să ne contactați la adresele menționate în acest webinar. Iar noi vă dorim să aveți un weekend minunat și o seară binecuvântată și vorbim acum cu cei interesați. La revedere!